Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la bucătăria Fundației Bitonic. Și astăzi suntem la rubrica Sănătate în Bucate. Eu mă numesc Ludmila. Da, eu Polina. Astăzi noi o să pregătim felul întâi de bucate. Polina, spune-te rog, cât de des este bine să consum felul întâi de bucate? Eu cred că minimum 3 ori în săptămână trebuie de consum. Foarte corect. Și sunt multe avantaje în consumul felul întâi de bucate. Primul, el conține multe vitamine care se păstrează din legume. Are puține calorii, deci noi consumăm mai puțin, dar pentru digestia tot se cheltuiește tot atâta cantitate de kilocalorii cât și pentru bucate de felul 2. Deci noi consumăm mai puțin, dar cheltuim mai mult. Consumul felului 1 de bucate îmbunătățește digestia. Astăzi noi o să pregătim supă cremă din conopidă. Pentru aceasta avem nevoie 400 de grame de conopidă, 2 cartofi și un morcov, 100 de mililitri de lapte, 100 de mililitri de smântână, făină, sare și piper. Desfacem conopida în buchețele. Mă ajuți, Polina? Da. Dar eu o să tai cartofile în cubulețe. Polina, îți place să mănânci conopida? Da. Da, deoarece este gustoasă, se pregătește ușor și este plină de vitamine. Foarte corect. Conopida este o legumă care are un conținut foarte mare de nutrienți și vitamine, așa ca vitamina K, vitamina C, vitamina B6 și putem să găsim în ea calciu. Încă conopida este un antioxidant foarte puternic, deci ajută la eliminarea toxinelor din organismul nostru. Și vitamina K care se conține în conopidă are proprietăți antiinflamatoare. Tăiem morcovul rondiele. Sporit de conopidă duce la scăderea riscului de îmbolnăviri cardiovasculare și accidente vasculare. Deci am tăiat legumele și punem apa la fiert, aproximativ un litru, cu sare și când apa începe să clocătească, adăugăm conopida și legumele. Și legumele s-au fiert, le-am transferat într-un vas în care le urmează să le pasăm cu blender. Să facem sos. Pentru aceasta dizolvăm o lingură de făină în lapte. Și dizolvăm până o să fie o consistență omogenă. Și transferăm piureul în poală în care urmează să fierbem supa noastră.
ce rieul a început să fiarbă, noi adăugăm sosul pregătit din făină și lapte nefiert și o lingură de smântână, sare și piper la gust. Și ca să fie o consistență omogenă, adăugăm aproximativ 3 polunici de zeamă în care am fiert legume. Supa s-a fiert aproximativ 5-10 minute, am scos de pe foc, am turnat în farfurii și acum, ca să înfrumusețim, adăugăm puțin de verdeață. Așa îmi place cum arată, nu am răbdare să gustăm. Și eu. E gustos? Foarte. Și mie îmi place. Deci noi am pregătit o supă și gustoasă și foarte sănătoasă, deoarece s-au păstrat toate vitaminele, mineralele și este bună pentru digestie. Vă recomandăm și vouă să faceți așa o supă acasă. Poftă bună! Și reveniți peste o săptămână la rubrica noastră Sănătate în bucate. Pa, pa! Pa, pa!